Orele pe tablete sunt mult mai distractive față de cele de la clasă, pentru că este o oportunitate în care putem învăța mult mai simplu și mai rapid. Normal, ora de matematică tradițională se face cu creionul și foaia, dar având tabletele nu mai pierdem așa de mult timp și avem fix formulele pe tablete. Pe aplicația Quizy și Kahoot facem diferite concursuri, iar concursurile acelea domnul profesor ni le premiază. Am mai lucrat și pe GeoGebra, unde acolo am putut să facem funcțiile. Și să le vedem clar exact cum sunt. Și să le înțelegem mai ușor. Am făcut exerciții și domnul ne-a și explicat după ce s-a terminat concursul, la fiecare exercițiu cum trebuia, ne-a întrebat dacă știam să facem. Am descărcat ambele aplicații și pe telefon. Simt nevoia să lucrez și pe tabletă și acasă. Tabletele le folosim la matematică și la franceză. Mi-ar plăcea să fim creatori de probleme. Este interesant să creăm problemele într-un test, pentru că dacă le-am creat, am vedea restul colegilor că sunt foarte interesați de ce am făcut și atunci ne simțim mai bine. Noi simțim o atmosferă mai de concurență, pentru că putem să ne vedem fiecare abilitățile, care e mai rapid, care se concentrează mai mult și e mai distractiv. Materia la care am înțeles lucruri care mi-au fost predate pe tabletă este la franceză. Unele cuvinte care nu le înțelegeam din clasă, nu le înțelegeam pe tablă, le-am înțeles pe tabletă. Domn profesor de franceză, domn profesor de mate și domn profesor de informatică ne explică unde am greșit și noi pe parcurs învățăm să nu mai greșim și le facem corect. La început e un pic emoție, că nu vreau să greșesc, normal. Dar e simplu, ne arată și greșelile, câte am răspuns, câte nu, unde am greșit, cum am greșit. Ne dă răspunsurile corecte. Și profesorul ne ambiționează asta cu răspunsul. De exemplu, dacă le facem pe toate corecte, ne dă 10 și pe noi asta ne ambiționează. Mi se pare o frică, deoarece dacă ții cumva să nu spui o prostie, ceva rău, ce nu-i bun la acel exercițiu, să nu zică profesorul să-ți dea o notă mai mică sau ceva. Așa dai direct răspunsul pe tabletă și cumva e numai alegerea ta, nu e alegerea altuia, chiar dacă nu e bună sau e bună. Noi știm deja cum să le folosim și efectiv ne simțim ca acasă. Sunt colegi care performează mai bine pe tabletă deoarece se simt, cum am spus și mai devreme, se simt în largul lor, nu sunt atât de stresați sau presați de profesor. Simțim că putem să învățăm mai bine deoarece suntem învățați cu tabletele de acasă, de când eram mai puțin mai mici și acum mi se pare foarte interesant că putem să, încă de la începutul anului, putem să performăm cu tabletele. Suntem foarte norocoși că am primit tabletele în școală.